Scene incredibile au fost surprinse astăzi într-un complex rezidențial de lângă București. Un bolid de lux a luat foc, iar în scurt timp din caroserie n-a mai rămas aproape nimic. Bine că omul a scăpat. Eu am văzut cum doar să s-a apărat. Bine că omul a scăpat. Eu am văzut cum doar s-a apărat. Până la sosirea pompierilor, mașina a ars complet. Din fericire, șoferul a reușit să iasă la timp din autoturism și nimeni nu a fost rănit.